Două noi focare de coronavirus au apărut în județul Vâlcea, la poliția de proximitate din cadrul IPJ, dar și la poliția locală. 8 angajați au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Cele două focare nu au legătură între ele. În ambele cazuri, DSP Vâlcea a făcut recomandări privind măsurile în vederea evitării răspândirii SARS-CoV-2, respectiv realizarea curățeniei și a dezinfecției cu o firmă de specialitate autorizată sanitar, aerisirea spațiilor și purtarea echipamentului de protecție standard în mod corect de către toți angajații acestor instituții. În acest moment, în județul Vâlcea sunt 18 focare datorate infecției cu SARS-CoV-2, 5 dintre acestea fiind la agenții economici, 2 în cadrul structurilor MEAI din județ și 11 în centre de îngrijire și asistență din cadrul DGASPC Vâlcea și la instituții publice. În prezent, în unitățile sanitare din județul Vâlcea se află internate 91 de persoane confirmate pozitiv, 52 sunt asimptomatice și cu forme ușoare de boală, 35 au forme medii, iar 4 sunt internate în secția ATI. În ultimele 24 de ore au fost internate în spitalele din Vâlcea 6 persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.